Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 21 de minute. Bună dimineața, să dimineața. Vorbim despre mâncare. Iar vorbim despre mâncare, culinarie la nouă. Aproape. Culinaria, da, azi vine Adi Hădean la Deșteptarea României. Stai că trebuie, luăm la întrebări pe Cătălin Striblea puțin mai încolo. Dar să revenim la subiectul nostru. A apărut, deci după ce au apărut micii din mazăre și... Burger și așa mai departe, acum a apărut peștele sintetic. Nu cred. Pește sintetic, creat în culturi celulare. Pește sintetic, practic... mort. Adică a apărut, de fapt, fileul de pește sintetic. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește sintetic. Da. Exact. Deci e vorba de un startup californian care produce... De ce râzi, bă? Pește sintetic. Produce file de pește din ceva ce se numește, citesc, culturi celulare. Superb. Mă rog, mie mi se pare că se vinde deja de zeci de ani la McDonald's. Între două felii de pâine, peștele sintetic. A, că e de la, da. Să fac o cafea. A rămas la subiectul cu... Eu supărat cu Cuman. Americanii tocmai au semnat un acord cu un gigant alimentar, deci ăștia micii, da? Startup-ul californian au semnat un acord cu un gigant alimentar care, de altfel, e cea mai mare companie europeană de alimente congelate. Ok. Nu mai zic nu. Îl fac și gata congelat? Pe cum vrem, mă? Nu, nu-l fac gata congelat, dar el trebuie congelat după ce se face. Că tehnologia e... Cum să faci. Ia uite-te la mine. Hai că vorbesc. Pește sintetic. Pune speranța în mine. Aici tu, pic să ai... Ia, și iată. Planul este... Da. Scrie. Planul... Scrie. Planul este ca peștele sintetic să fie lansat în Europa. Sigur, civilizația europeană e oricum într-o degradare accelerată, deci place, ne putem aștepta la orice. Europa este de altfel cel mai mare importator de pește din lume. Cetățenii Uniunii Europene consumă de peste 3 ori mai mult decât produc. Și iată ce spune un purtător de cuvânt. Această tehnologie revoluționară ne va permite să lansăm produse din pește inovatoare. De asta mi-e frică. De ce aș vrea să inovez ceva în privința unui produs de pește? Adică aș vrea să mă, dacă e să mănânc peștele sau fileul de pește? Sau coada și capul pentru ciorbă, dacă e crab. Ce s-ar fi de inovat aici? Adică ce să mai inovăm? Ți-ai pus speranța mine tot degeaba. Fraților, ce vine dificil o să fie azi. Da, deci cum fac? Sunt luate celule dintr-o anumită parte a peștelui și cu tehnologia lor cresc din aceste celule fileuri întregi. În niște cuve. Înțelegi, vorbesc serios. E îngrijitor. Culmea, știi, seamănă acum, pentru că e perioada asta, poate n-ar fi bine să spun, dar e aceeași tehnologie de producere a vaccinurilor. Că și vaccinurile trebuie produse. Tot în cadă se fac. Nu sunt cadă, mă, sunt cuve. Cuve. Da. Practic, acești domni spun că produc carne de pește reală, dar nu trebuie să și omoare peștele pentru a recolta un file. Îl bat un pic pe spate. Da, asta este visul de aur, știi? Adică să nu mai creștem și să omorâm animale ca să le mâncăm. Adică creștem o vacă întreagă ca să mâncăm doar ce mâncăm de la vacă. Păi mâncăm pulpa, tot. Nu tot. Pielea eu nu mănânc. Păi dăm pielea să facem poșetă. Da. Gen tu asta, diete ceva. Nu mâncăm chiar pe toată. Mai și aruncăm. Dar tu îți dai seama ce o să fie, deci dacă ăștia chiar fac și peștele ăsta. Da. Și oricum să știi că eu cred că nu mâine, poimâine, dar pentru copiii mei mă tem. Serios, că o să ajungă să mănânce numai de-astea sintetice și îți dai seama că o să mergi cu barca prin Herăstrău și o să se umple de pești care sar în barcă. O să fie bancuri întregi de păi, pești. Dar nu poți să-l facă să renunțe la grăsime? Să ne mai îngreșăm dacă tot îl fac așa? În sine ideea nu este rea. Adică dacă am putea crește ribeye, să zicem, și scurd steak... Stai, mă, că deja legumele se fac pe cartoane, da? Da? Prin sere nu mai e nevoie nici de pământ. Da. Carnea o facem din legume sau din... Nu, aici, știi, și legumele alea care cresc pe cartoane, ele au totuși o anumită... Adică ele sunt naturale. Eu aștept și eu. Așa cum există deja micii din mazărea, vreau și mazăre din mici. Adică de ce nu avem? De ce nu apare... Peștele sintetic, ok. Dar brocoli sintetic, de ce nu fac? Poți să faci niște biluțe din carne tocată? Da, se cheamă biluțe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.